Ghicitoare, ghicitoare! Ghici! Ce să fie oare? Ați ghicit? Da? E o ghicitoare! Ghici, ghicitoare! Dar nu e una, nici două, exact! Sunt... Nu, nici trei! Am pregătit tocmai patru! Patru ghicitori! Ha! Hai să vedem, să vedem, să vedem cu care să începem. Gata, cu asta. Sunteți numai ochi și urechi? E suficient urechi, că ghicitoarea se aude, nu se vede. Da? Sunteți gata? Cine nu e gata, îl iau cu... Asta nu era ghicitoarea, dar fiți atenți. Am cămăși nenumărate. Plângi de le dezbraci pe toate. Ați ghicit? Nu? Ok, mai număr. Haideți, despre ce e vorba? Când plângem noi? Bine, plângem atunci când suntem triști, supărați, când vrem să cerem ceva și nu primim, putem să mai plângem. Când ne doare, da? Atunci plângem. Când ne este dor, tot plângem. Dar mai e un moment când plângem noi, dar nu e legat nici cum de emoții. E legat de o legumă care se numește... Cum? Hai! Am auzit acolo câteva răspunsuri, dar văd și pe cineva care încă nu și-a dat seama. Deci, repet ghicitoarea. Am cămăși nenumărate. Plângi de le dezbraci pe toate. Bravo! Este! E ceapa. Am și o imagine cu ceapa. Ceapa. Voi tot plângeți? A, știu, voi nu curățiți ceapa. Bine, următoarea ghicitoare. Atenție, atenție! Voinicel cu haină albă iese primul din zăpadă. Încă? V-ați prins sau nu? Stați că o repet. Voinicel în haină albă iese primul din zăpadă. Hai să ne amintim. Zăpadă, deci e undeva luna legată de iarnă sau poate primăvară sau poate... Despre ce e? Bine, hai să vă șoptesc. E vorba de o floricică care iese prima din zăpadă. Haideți, și e alb, frumos și e ca un clopoțel. Cine e? Bravo! E ghiocelul! Ghiocelul care ce face? Prevestește primăvara! Uitați-vă la el! Micuț! Dar tare, tare voinic, pentru că reușește să răzbată, uite așa, prin iarba, am vrut să zic. Nu, că nu e iarba, e doar zăpada atunci. Ghiocelul! Bravo! Au mai rămas doar... Două am ghicit, două au rămas. Fetițe și băieți, fiți atenți, următoarea ghicitoare. Ziua, cât este de mare, stă tot cu fața la soare. Bine, noi toți stăm cu fața la soare. Hai să... No, să vedem dacă aveți răspunsuri corecte acum, fără niciun indiciu, da? Ziua, cât este de mare, stă cu fața tot la soare. Bun, indiciu. E tot o plantă și e tot o floare și e legat cumva de soare. Plantă, floare, soare și ne mai dă și semințe bogate în ulei. E vorba de... Am auzit acolo. Uite, dar tu încă nu te-ai prins, așa-i? Fii atent. Ziua, cât este de mare, stă cu fața tot la soare. Cum se numește floarea? Bravo! E floarea soarelui. Uite așa. Da. Apropo, ce trebuie să știți de floarea soarelui e că ea nu se învârte cu capul după soare. Ea doar stă cu fața spre răsărit. Da? Să știți asta. Și cine dă ea? Semințe de floarea soarelui. Da. Care din semințe se fabrică ce? Ce se prepară?
uleiul. Bravo! Și ultima ghicitoare. Fete și băieți, sunteți gata? Cine nu e gata, îl iau cu lopata. Văd că sunteți gata. Bine, a patra ghicitoare și fiți atenți. Căței are, dar nu latră. Și nu-l ții legat la poartă. Are căței, dar nu latră și nici nu-l ținem legat la poartă. Deci, cine are căței și latră? Da, câinele, dar nu e câinele. Cine e atunci? Dacă e vorba de căței și nu latră și nici nu-l ținem legat la poartă. Ha, vă dau prea multe indicii sau puține? Ați ghicit? Repet ghicitoarea. Căței are, dar nu latră și nu-l ții legat la poartă. Cine e? Se zice că e prietenul cel mai bun al omului. A? Cine? A, alt prieten? Voi aveți prieteni. Bine, dar din animale, cine e cel mai bun prieten al omului? A, stai un pic, că m-am dus tot la căței. No, încă o dată. Nu e câinele. E vorba de o legumă. Voi pe mine m-ați încurcat. Eu știam răspunsul. Deci, încă o dată, căței are, dar nu latră și nici nu-l ținem legat la poartă. Deci, nu e câinele, e... Cine are căței? Hai, hai, hai. Și sunt mulți și îmbrăcați într-o singură cămașă. Bingo! Da! E usturoiul! Bravo! Mamă, dragă, ce copii bravo avem noi aici pe canalul nostru de YouTube! Apropo, aveți prieteni bravo care se descurcă la fel de bine ca și voi la ghicitor, la pantomimă, la dansuri, la cântece și la povești? Minunat! Povestițele despre canalul nostru de YouTube și invitații neapărat să vină și ei aici în gașca noastră, să ghicim împreună și să ne jucăm împreună. Eu, Clounela, îți amintesc, pune like, distribuie și abonează-te! Chiar acum abonează-te la canalul nostru YouTube! Pa!